52 de persoane au început noul an în panică. Roata mare din parcul TEI s-a blocat preț de 40 de minute. Printre cei care au rămas suspendați erau și 19 copii, iar dacă unii au coborât în lacrimi și foarte speriați, alții s-au bucurat de această experiență și au profitat ca să admire Bucureștiul de la înălțime. Roata mare din parcul TEI le-a făcut o surpriză celor care au ales să se relaxeze după noaptea de revelion în aer liber. 52 de persoane au rămas blocate aproape o oră în roată. La fața locului au intervenit pompieri din cadrul Departamentului Special de Salvatori și o ambulanță SMURD, iar după aproximativ 3 sferturi de oră, oamenii au fost scoși din roată. Nu trebuie să mă panichez pentru copii, nu? Dar copiii ce știau? Hai că ea e mai mare, dar asta mică, să stai 40 de minute în aer și să vezi că toată lumea se uită și nu făceau absolut nimic. Când s-au sesizat? Când a făcut? Păi nu știu când s-au sesizat, că vorbeam cu mama de sus, jos și nu știu, mie acolo mi s-au părut ore. Vă dați seama, 40 de minute, m-am urcat la și 58 și acum este ora 3. Un început de an... Foarte bun, da. Ce să zic, la noi e posibil orice. Directorul parcului a declarat că cel mai probabil incidentul a avut loc din cauza unei căderi de tensiune. A fost o fluctuație de tensiune și în urma fluctuației de tensiune a trebuit să reseteze calculatorul. Am văzut și eu o eroare care a dat-o calculatorul. Ne cerem scuze pentru această problemă și încercăm să remediem. E prima dată când s-a întâmplat o defecțiune de acest gen și vom lua măsuri. Roata are 63 de metri înălțime și oferă o imagine inedită asupra capitalei, imagine de care s-au putut bucura cei blocați în roată. Nici o persoană n-a avut nevoie de îngrijiri medicale, chiar unii erau bucuroși că au stat și au avut ocazia să vadă Bucureștiul de la o asemenea înălțime. Este pur și simplu un eveniment, s-a făcut procedura standard de către personalul tehnic aflat la fața locului și totul a fost bine. Un număr foarte mare de oameni s-a adunat imediat în jurul roții să privească și să analizeze ce s-a întâmplat. Și dacă nu vă explicați numărul mare de amatori, trebuie să știți că zilele acestea accesul în roată este gratuit.